Echipa de Liga a 5-a, Cimentul Valea Mare Preavăț, continuă seria de jocuri fără înfrângere, reușind în jocul de duminică de pe teren propriu cel mai mare scor de până acum înregistrat în această ediție de campionat, 11-0, cu penultima clasată Inter Aninoasa. Elevii lui Sergiu Coman au început partida în forță, atacând poarta oaspeților încă din primul minut, însă atacanții echipei gazdă s-au întrecut în ratări. În minutul 20, Florinel Oveșdanie ratează o lovitură de la 11 metri, amânând astfel deschiderea scorului spre marea supărare a antrenorului Sergiu Coman. Inter Aninoasa nu a rezistat decât până în minutul 37 fără gol primit, pentru că, din acel minut, a început coșmarul pentru echipa vizitatoare. Florinel Oveșdani a reușit primul dintre cele 5 goluri marcate în poarta echipei din Aninoasa, pentru ca Bălăceanu, cu 3 reușite, și Florinel Coman, Săceanu și Manole, cu câte un gol, să pecetluiască scorul final de 11-0. Și echipa de pe locul secund în clasamentul grupei ASE Dragoslavele a reușit un scor mare, 9-0, în fața echipei Bughea de Jos, lanterna roșie a clasamentului. Iar ocupanta locului 3, ASE Lerești, a clacat din nou, pierzând cu 5-1 pe terenul celor de la Cetățeni. Liderul la zi al seriei, Stâlpeni Rădești, a trecut la scor 6-1 de ASE Bălilești, continuându-și astfel drumul spre promovare la Liga a 4-a. Rezultatele complete, cât și clasamentul la zi în toate cele 4 serii, este următorul. ASE Dragoslavele, ASE Bughea de Jos, 9-0. ASE Cetățeni, ASE Lerești, 5-1. ASE Valea Mare Preavăț, ASE Inter Aninoasa, 11-0. ASE Petrolul Hârtiești, ASE Partizanul Vlădești, 4-3. ASE Intercotești, ASE Schitu Golești, 2-2. ASE Stâlpeni Rădești 2007, ASE Bălilești, 6-1.
ASE Sporting Mihăiești, ASE Flacăra Boteni, 5-1. ASE Godeni, Astat. Seria Sud, ASE Progresul Recea, ASE Popești, 5-1. ASE Unirea Hârsești, ASE Unirea Tricolor Șerbănești, 4-1. ASE Viitorul Unirea Mozăceni, ASE Slobozia, 2-1. ASE Speranța Costești, ASE Viitorul Ștefan cel Mare, 4-1. ASE Energia Stolnici, ASE Viitorul Lunca Corbului, 1-3. ASE Geoden Slobozia, ASE Speranța Cornățel, 2-4. ASE Albota 2012, ASE Căldăraru 1-3. Seria Centru 1, FC Dănuț Coman, ASE Voința Budeasa 2-5, ASE Drăganu, ASE Sporting Stănești Corbi 1-3, ASE Voința Valea Iașului, CS Edilul Pitești 3-2, ASE Progresul Retevoiești, ASE Șoimit Ticveni 2-1, ASE Ciofrângeni, ASE Băiculești 0-1, ASE Deportivo Mălureni, CS Petrom Pitești 3-1, CS Mioveni 3, CS Domnești 3-4. Seria Centru 2, ASE Poiana Lacului, ASE Cocu, 7-0. ASE Rapid Davidești, ASE Oarja 2011, 1-5. ASE Unirea Călinești, ASE Flacăra Leordeni, 5-4. CS Sporting Pitești, Stejarii Beleți Negrești, 2-4. ASE Vulturu Vulturești, ASE Colibași, 1-1. ASE Vulturii Priboieni, ASE Rătești, 6-1. ACS Unirea Bascov 2, CS Atletic Bradu 3, 0-3.